numesc Pompliviu Ciprian, sunt membru al Asociației Columbofilă Bistrița Năsăud. Concurez din anul 2006. În 2007 am început primele concursuri cu maturii și, având porumbei neverificați, am încercat categoria general și fond. Am avut eu o chestie, ca și columbofil, să-mi creez propria linie de porumbei care să poată scoate performanță de la 100 de kilometri la 700. A fost destul de greu, dar nu a fost imposibil. Începând cu anul 2008, unde am avut primul rezultat în primii 5 național, la general tineret. Am avut un mascul 250 care mi-a dus prima fericire, să zic așa, și primul impuls spre această categorie. Pe urmă, au trecut ani, s-au mai selectat porumbeii, a început în 2010 să curgă ceva rezultate mai consistente. În 2010, cu femela 037168, am reușit să urc pe podiumul național, locul 3 național mare fond maturi. Pe urmă, în anul 2011, am avut un mascul iarăși de excepție, 037153 din 2008, care în perioada respectivă a reușit locul 4 național fond palmares și locul 3 național fond palmares 3 ani. Anul următor, 2012, s-au mai triat porumbeii și a mai ieșit încă un mascul cu seria 0971757 din 2010, care a reușit locul 5 național general maturi, locul 11 fond maturi. Tot în același an am reușit să iau locul 5 național fond crescător. În 2013 am avut un porumbel cu 075205 din 2009, care a reușit să ia locul 1 național fond palmares 3 ani. Tot în același an, 2013, același porumbel cu un an înainte a reușit locul 9 național general palmares 3 ani și locul 6 național crescător fond palmares 3 ani. În 2014, având un lot omogen de porumbei, am reușit să urc pe podiumul național, luând loc 1 național fond palmares crescător 3 ani. La un an mai târziu s-a născut un porumbel care a fost de excepție la mine în crescătorie, cu seria 888168 din 2013, fiind un porumbel de excepție. A reușit locul 1 național fond cu un punctaj de 3,03 puncte, iar tot în același an, cu acest porumbel și cu ceilalți care veneau din spate, am reușit locul 6 național crescător fond 3 ani. În 2016 am avut alt porumbel care s-a remarcat, 0866401 din 2014, care a reușit locul 13 național AS fond, iar un an mai târziu, fiind 2017, tot acest porumbel a reușit locul 5 național AS fond palmares. Sunt porumbei care au rezultate. După mulți ani de muncă, am reușit să-i ridic pe podium național, la nivel național și provincial.
dar și la mulți colegi columbofili la care le-am dat, spre exemplu Ionescu Alexandru, care am dat porumbei tot din aceeași linie, la Kish Robert, care a reușit locul 4 național, tot cu această linie de porumbei. Ionescu Alexandru a reușit locul 2 național, general tineret și titlu de gold. La Tătar plus Rogoz, locul 2 național, la general tineret, femeia 727 și femeie participantă la olimpiadă, la familia Culda iarăși. În crescătorie am cultivat porumbei cumpărați de la prietenul meu Trifan Mihai, importați din Belgia și Olanda, de la crescători de înaltă clasă, cum ar fi Gerard Kobman, Verkerk, Sangers, Den Haan, Leidemann, Trifaux, Charlekens, Leo Rydijk, Leo Van Rijn, Ludo Klaasens. În mare, astea sunt liniile de porumbei care le-a importat colegul meu, Trifan Mihai, de unde am cumpărat eu porumbei. Heteren, iarăși, care au dat niște porumbei de clasă. Marc Medard, care a fost unul dintre cei mai buni reproducători a mei. În crescătorie, la momentul actual, dețin undeva în jur de 35-40 de perechi de matcă, din care reproduc undeva în jur de 120-130 de pui, cu care încep zborul. Acum, în funcție de an, rămân undeva în jur de 80 de pui, care rămân pentru anul următor. Iar lotul de zbor se numără undeva la 70-75 de zburători la început de an, iar la sfârșit de an cam 35 rămân pentru anul următor. Porumbeii care participă la concursuri și la competiția asociației se pun la pereche undeva în 15 martie. Depun primul rând de ouă, după care clocesc 5-7 zile, se despart și se începe văduvia cu ei. La prima etapă de viteză de mifond, porumbeii trebuie să fie văduvi aproximativ cu o săptămână înainte de prima etapă. În timpul competiției se întâlnesc în momentul în care vin de la antrenament, după care se despart și se mai întâlnesc odată când vin de la concurs. În ziua în care porumbeii ajung de la etapele de demifond, le administrez pentru recuperare Avid Farm, iar a doua zi le administrez pentru tricomonoză BS. Tot la două săptămâni li se administrează și de respirație. Dacă sâmbăta, spre exemplu, avem demifond, se administrează BS, iar sâmbăta viitoare, când se întorc, se administrează BS plus de respirație. În general folosesc ornii special. Nu prea folosesc decât un singur sortiment de mâncare, o mâncare autohtonă care o dau la un
prieten columbofil care se ocupă și mi-o prepară după rețeta mea. În momentul în care vin fondurile și etapele devin mai grele, le suplimentez cu porumb. Deci având numai un singur fel de mâncare, acea mâncare se administrează și la sosire și în timpul săptămânii, iar în momentul în care vin fondurile, se suplimentează cu porumb. La pui, în momentul în care puii trebuie înțărcați, eu pun mare bază cum arată puiul, dacă are osatura perfectă și dacă nu a suferit în timpul creșterii. În momentul în care am un individ care nu corespunde cerințelor mele, este înlăturat din lotul de pui. Puii, în general, îi concurez cu asociația, dar până la primul concurs cu puii, procedez în felul următor. Duc puii undeva la 40 de kilometri aerian, 35-40 de kilometri, unde dau drumul câte unul singur. După care, la 3 zile, repet aceeași mișcare. Îi duc la aceeași distanță, în același loc, dau drumul tot la câte unul singur. La a treilea antrenament, cum ar veni cu puii, grupez câte 5-6 pui împreună și dau drumul câte 6. După care încep antrenamentul cu asociația. Pe urmă îi concurăm cu asociația în concurs undeva în jur de 6 etape. 7 chiar, până la distanța de 240-280 de kilometri, după care îi opresc. Îi las să năpârlească, le administrez mâncare, mai cu floarea soarelui, o mâncare pentru năpârlire. Iar în momentul în care se pune un puțin frigul, adică se întețește undeva la minus 10, minus 15 grade, le fac o cură de vreo 3 zile fără apă, fără mâncare. Puii care reușesc să treacă peste această cură, eu consider că sunt porumbei care pot duce în următorul an concursul. Pe urmă, îi mai selectez puțin la mână, care n-au osaturi bune, care n-au spate bun, care n-au aripă bună. După mâna mea, ca să zic așa, se elimină ce nu corespunde, iar ceilalți rămân în continuare pentru anul următor competitiv, deja la iarlinci. Pentru pui, în general, folosesc Adeno Extra Mixtru de la DAC, care eu consider că e un produs foarte bun pentru a preveni adenocolele la pui. Este o boală care toată lumea se confruntă cu ea și de câțiva ani am observat că nu, deci nu mai fac boala dacă fac un tratament regulat de adeno, adică la undeva la 3 săptămâni, o lună de zile, eu fac la pui 3 zile cu adeno extra mixt. Făcând acest tratament preventiv, momentan pui nu fac adeno. Adenoviroza, care în general e o boală păcătoasă. După ce termin sezonul cu pui, fac un tratament undeva în jur de 7-8 zile pentru tricomonoză, o pauză de vreo săptămână, după care revin cu un tratament cu antibiotic. În general folosesc enrofloxacina sau enrofloxarom, depinde ce variante îl găsesc. Undeva 12 zile.
După care porumbei rămân până undeva în luna lui aprilie, fără tratament, adică mâncare de iarnă, apă. În momentul în care vine luna lui aprilie, revin. Iarăși tratament 10 zile cu ronidazol pentru tricomonoză, iar pentru salmonelă, respirație, iarăși un antibiotic, dar nu repet cu același antibiotic cu care am dat în toamnă. Adică primăvara folosesc uneori Fosbacul sau de la alte firme. Aici avem campionul național 888178. Este un porumbel care mi-a adus cele mai mari satisfacții. Porumbelul este o combinație de Van Heteren cu Leo Rydijk pe partea de tată, iar pe partea de mamă este Leo Van Rijn cu Kopman, fiică de Kleine Dirk, mama. Nepot, adică de Kleine Dirk, mama, el strănepo de Kleine Dirk. Acest porumbel a fost locul 1 național fond cu 3,03 puncte. Acesta este un porumbel origin Van Heteren, pe partea de tată consanguin pe linia 329, care a fost campionul Belgiei la Cluj. Iar pe partea de mamă este locul 3 național, mare fond matur, 168. El a zburat și a obținut locul 5 național, AS Fond Palmares, iar la momentul actual este în prăsilă. Este un porumbel care am mari speranțe în descendenții lui. Acesta este un porumbel 066-le, origini pe partea de tată, este Marc Medard, original, tatăl acestui porumbel. Cred că a fost cel mai bun reproducător în crescătoria mea. Porumbelul a zburat foarte bine la categoria fond. A luat locul 9 național fond, dar avea șanse de titlu dacă la ultima etapă de fond reușea să vină în față. Datorită timpului nefavorabil, a întârziat, a intrat a doua zi dimineață și a ratat podiumul. Acest porumbel este 757-le din 2010, unul dintre cei mai bătrâni porumbeli la mine în crescătorie. Porumbelul a avut locul 4 național general și este frate din partea mamei cu campionul național 178. Porumbel de excepție, cu descendenți în diverse crescătorii și sperăm să mai putem scoate ceva pui din el încă.